și mai determinat să vin aici, faptul că am descoperit că nu prea mai pot vorbi în copil. De ce zic nu mai pot? Pentru că să încep cu începutul. Prima oară când am ieșit pe scenă, prin clasa 4, am spus două cuvinte și am fugit în discuția. A doua experiență, în clasa 6, a fost la fel. Apoi am început să vorbesc și cât am vorbit mai mult, cu atât am depășit această problemă. Însă, venim la facultate, sunt în anul 2 și am făcut o pauză de 2 ani în care n-am vorbit deloc pe scenă. Și acum 2 săptămâni am avut la pneumologie o tortură și am descoperit că nu pot vorbi în public. Adică, în prima oară ce am făcut, am ieșit, adică m-am gândit eu că ar fi bine să vin în asociația respectivă înainte de a fi ora și să vorbesc ce trebuia să spun atunci, fără nimic, să pot ce reacție vrea. Și am început să-mi bată inima, la fel ca acum. Mai am dat seama că e o problemă și trebuie din nou să exersez și de aceea astăzi a venit să exersez și să mă opresc. Doar eu o fi, când totul va fi o piesă de Dumnezeu, la fel cum sunt instrumentul de educatură astăzi. Iar noi ne vom mira că aceste lucruri au existat vreodată. Spunea Victor Hugo, la 1849. Și atunci era de fapt pentru că tortura dispăruse ca politică oficială în Occident, ca politică militară. Astfel că, la 1852, tortura dispăruse din toate țările din Europa, iar un pic mai târziu, un pic mai târziu și din țările din America de Nord. Asta, tortura a revenit și în secolul al XX-lea a fost martorul torturii, astfel că ajunsese la o scară că și cea mai întunecată perioadă a Evului Mediu pare nesemnificativă. Tortura prin muzică. Tortura, muzică, e inimaginabil cum muzica, așa cum spunea Aristotel, care este o lege morală, poate să fie asociată cu tortura. Și totuși, muzica a fost folosită în nenumărate rânduri ca mijloc de tortură sau pentru a destabiliza psihic prizonierii. A avut impact atât volumul muzicii, cât și prin propriul spus agresivitatea ei, durata și intoleranța culturală a prizonierilor. Tortura prin muzică este folosită de agenții CIA contra aspecțiilor terorismului sau contra sănătăților rezistenței irakiene, din închisorile Abu Ghraib și Guantanamo. În țările arabe, muzica rock nu este răspândită, iar în unele țări este chiar interzisă. Din acest punct de vedere, impactul muzicii asupra condamnaților provoacă un șoc cultural. Dacă veți fi puși să ascultați muzică 24 de ore din 24, atunci se va provoca o disfuncție a creierului și a mușchilor. Deci, vânta voastră va fi foarte ușor de a o stima. Și atunci, noi începem interogarea, spunea Max Metzel, participant în operațiune de stoare din Iraq. Liliana Mohamed a fost prizonieră în istorie americană din Afganistan, care este
Pe parcurs la 20 de zile, ne obligau să ascultăm muzica din și noapte. Oamenii strigau, se vedeau capul de pereți, mulți nebuneau. Un alt prizonier din Irak folosește că, timp de 16 ore, eram impus să ascultăm muzica inclusiv noaptea, sub lumina scăzută a reflectoarelor, astfel că eram lipsit de somn, și apoi urmau 4 ore de liniște totală și întuneric. Și pe mărturisire au pornit o serie de proteste, Organizația pentru Drepturile Omului Electric a pornit o campanie Stop Torturii prin Muzică, astfel că la aniversarea 60 de ani de la semnarea Declarației Drepturilor Omului a fost făcută publică, pe publică lista cu cifrurile din Guantanamo, cum a fost ea numită. Această listă prinde interpreți precum Eminem, Britney Spears, Cristina Aguilera sau chiar din emisiunile pentru copii precum Susan Sprint. Vă mulțumesc!